Mamă, te rog, eu lasă-mă și pe mine noaptea asta la Ana Maria. Te rog! Te iubesc mult, mult, mult! Sadico, mi-a închis. Nici pe mine nu mă lasă ai mei peste noapte. Zic că, în loc să ne culcăm de vreme, stăm treze toată noaptea. Păi chiar ăsta e planul. Să facem o noapte albă în Club 40. Ce înseamnă să faci noapte albă? Noapte albă e atunci când stai treaz toată noaptea până a doua zi dimineață când răsare soarele. Aș vrea eu să fac noapte albă, dar mai că mai vrea să-mi fac ea mie noapte neagră, adică să mă culce la 10 seara ca pe un copil mic. Dar dacă le sun eu pe mamele voastre și mă prefacă sub maică mea, mama e medic, e un om de încredere, poate așa o să vă lasă. Dar mama mea o știe pe mama ta după voce. Cât de bine poți să o imiți la telefon? Hai, bună, bună, ce faci, dragă? Întâi maică mea. Alo, sunt mama Anei. Hai, bună, bună, ce faci, dragă? Uite, o lași pe fita noaptea asta la mine, își face lecțiile cu filme și am eu grijă să se culce de vreme. O lași? Nu vine să cred ce simplu a fost. Hai, mai vorbim, pa, pa, pa. Poftim? Da, așa este, sunt medic. Dar de ce întreb? Aha, aha. Deșteaptă, de ce nu mi-ai zis că taie că tu e bolnav? E bolnav de câteva zile, nu știm ce are. Ce simptome are? Doare capul, vomită, are febre și tușește. A, nașpa. A, vreau să spun, destul de grav. Ce pastile ar trebui să ia? Stai o secundă să mă gândesc. Ce pastile știți? Tic-tac sau pastile Orbit. M-am lămurit. Tu ce ai dat până acum? Antibiotice? Foarte bine, asta vreau să zic și eu. Mă întreabă ce antibiotic să-i dau. Știu eu un antibiotic. Penicilina. Ești sigură că nu ți-ai curat în penie? Foarte sigură. Am făcut eu tratament cu penicilina când era mai mică. Dă-i sănită o penicilină. Cum? Dacă sănită și seringa? Am uitat să-ți spun. Penicilina e injecție. Se bagă în fund, nu în gură. Normal că știu că penicilina e o injecție, că doar n-am făcut medicină la facultate privată. Tu ce ai dat până acum? Apicilină? Foarte bine, asta vreau să zic și eu. Mă treabă de câte ori să dea apicilină pe zi. De trei ori pe zi după fiecare masă. Deșteaptă, Orbitul set pe fiecare masă. Antibioticele se iau odată la nu știu câte ore. Dai să o apicilină odată la... odată la 4 ore. Da, sunt sigură. Cu plăcere, te pup, ceau! Vestea bună e că te lasă peste noapte. Vestea proastă e că s-ar putea să-ți băgăm pe taică de spital. Ce mai contează? Important e că facem noapte albă. Hai, următoare. Mersi, Ana. Ne vedem la 8 seara în Club 40. Sper că n-aveți bolnavi în familie. Hai, bună, bună! Ce faci? Cine vrea pasta de dinți? N-am nevoie, m-am spălat acasă. Tu crezi că am adus-o ca să ne spălăm pe dinți? Am adus-o ca să-i mângim pe cei care adorm primii. Dar nu o să doarmă nimeni. Facem cu toții noapte albă. Uitați-vă la tubul meu. S-a și întărit pasta de când n-am mai folosit-o. Viviana, bagă melodia. Somnoroase păsărele, pe la cuiburi se adună. Am uitat versul al doilea, versul 4, noapte bună. Obiectivul nostru ca să vă adormim pe toți, după care să ne etalăm talentul de pictor pe fețele voastre. Ce Tonița, ce Grigorescu, ce Picasso! Mai am nevoie de puțin alb. Noroc că am acest tub. Viviana, vină încoa! Cum îi facem să adormă cât mai repede? Știu eu, căscăm! Căscatul e contagios. Nu e bună ideea. M-ai făcut și pe mine să casc. Atunci ne culcăm de vreme. Păi vrei să ne adormă ei pe noi? Nu ne culcăm pe bune, doar ne prefacem. În realitate rămânem vigilenți cu ochii deschiși. Păi ăsta e planul. Noi ne culcăm. Noapte bună! Noapte bună! Noapte bună!
mai întreb o dată. E sigur că vrei să ne uităm la filmul ăsta? De ce așa deosebit la filmul ăsta? E un film de groază, interzis celor sub 16 ani. Ai mei nu mă las niciodată să mă uit la filmele astea, de când îmi doream. Care e subiectul? Zombie. Bowring, am mai văzut filme cu zombie și aproape mă dormi de plictiseală. Da, dar zombie ăștia se luptă cu vampirii. Ah, deci și cu vampiri, de ea cu colți care te mușcă de gât, aia nu-mi prea plac. Și la un moment dat apar și tarantulele care prind pe unii și pe alții în pânze de paianjen. Filmul se numește Răzbunarea vampirilor zombi, amenințarea tarantulei. Bun titlu, hai să odată că nu mai am răbdare. Și dacă cumva dormi de plictiseală, să nu faci glume proaste cu pasta de dinți. Noapte bună, noi am cedat. Noapte bună! Noapte bună! Deci, avem curajul să ne uităm la filmul ăsta? Păi ce suntem noi, copii mici? Bagă-l odată! Așteptăm să vină și extraterestri și să-i răpească pe toți la final. Eu îți spun de acum, la partea a treia, răzbunarea tarantulei, nu mă mai uit. Mi-a ajuns. Când închid ochii, văd o tarantulă care a prins un zombi în pânză de paianjen. Aha, vampirul, fugit până nu apare tarantule! Ce are asta că m-a și speriat? Mai aveam puțin și mânecam cu sandwich-ul. Ștergeți de ketchup la gură, vrei să faci infarct cu toții? Ce jumate? La cât ziceai că răsoare soarele? La meteo zicea că soarele va răsări la 6 dimineața. Poate avem noroc și răsare mai devreme. Poate avem noroc și răsare la 12 noapte. Vorbesc să n-adormi. Deci avem de stat 37 ore jumate. Hai că mai pun de o cacao cu lapte să ne mai trezim. Mie fă-mi eu cu lapte, cu extra cacao. Îmi fac și mie una, dar mi-o dau direct pe față ca să-mi treacă oboseala. Veniți repede! Avem prima victimă! Nici nu știam că Mihai e cu noi. Doar mă busteam, săracul. Uită-te bine la el! Uită-te ce i-au făcut! Dacă nu rămânem trezi, așa vom ajunge și noi. Ne vor păza cu telefoanele și vor pune pozele pe net să râdă toată școala de noi. Bine că mi-ai zis! O trimit la toată agenda! Hai că dă cacao în foc! Am destulă pastă de dinți pentru fiecare. Nici nu știți ce vă așteaptă. Ora 12 noaptea e ora la care moștrii se scoală și se duc la servicii. Pe zombii rezolv eu cu ciocanul, iar vampirii nu se vor apropia de noi, fiindcă le este frică de usturoi. Uf, ce pute când vorbești, ai și mâncat din el! Câteva căpățânii pentru orice eventualitate. Păi de aia nu se apropie vampirii de noi, pentru că le muți nasul din loc. Respirația ta e o armă mortală, iar când vorbești, tragi în noi. Nu mă împinge, nu fi inconștientă. Dacă plec de lângă tine, nu mai ești protejată. Dacă văd un vampir, fug înspre el, doar să scap de mirosul tău. Dacă te deranjează mirosul, ieși tu câteva căpățâni și nu o să mai simți. Dă-mi să încerc. Mai simți? Sincer, nu mai simt, dar mi-au dat lacrimile. Cine naiba m-a pus să mă uit la filmul ăla? Am mâncat usturoi și acum am și vedenii. Îl văd și eu. Pare că mi-a trecut un zombie prin fața ochilor. E chiar zombie! Las că răpun eu cu mirosul meu de usturoi.
Usturoiul nu merge la zombi. Dă-i cu ciocanul în cap. Stai! Ce vrei să faci cu ciocanul ăla? Să-i bat un cuie imaginar în cap. Nu e zombi, amețiților. Noemi e somnambulă. Îmi pare rău, Noemi. Nu te aude. Ea doarme profund acum. Doar că umblă în somn. Doarme? Cine doarme? Noemi e somnambulă. Ce vrei să faci cu pasta de dinți? Știu că e prietena ta, dar asta a fost înțelegerea. Cine nu rezistă să facă noaptea albă și adoarme, suportă să fie mânjit. Ai ceva împotrivă? Să nu uiți să-mi trimiți poza. Nu te mai mișca. Nu pot să-ți fac mustăți. Se duce spre dormitor. Mai bine o las să se bage singură la loc în pat, iar apoi intru în dormitor și lucrez fără grabă. Mă de tub consum pe fața ei. Pot să înțeleg, cineva iar mi-a luat înainte pictorul. Iar în cameră nu e nimeni decât Mihai. Iar sub pat nu e nimeni, cine naiba o fi pictorul. Vreau să-mi lipesc ploapele să nu pice. Am o metodă mai bună. Ții un ochi închis și pe celălalt deschis vreo 5 minute. Aha, ca și cum ai face cu ochiul 5 minute în continuu. Exact. Apoi faci schimb. Îl închizi pe celălalt, iar pe altul îl deschizi. În felul ăsta faci cât dormi cât pe o jumătate, cât pe cealaltă. Și funcționează? Nu, tot rup de somn ești. Dă-mi o cacao triplă. Adică fără lapte? Fără lapte și fără apă. Tot ruptă de somn sunt. Îți dau permisiunea să-mi dai o palmă peste ceafă dacă vezi că închid ochii. Pentru ce a fost asta? Ai închis ochii, o fracțiune de secundă. Am clipit, normal că am închis ochii. Ce vrei să clipesc cu ochii deschiși? Ai zis că nu te superi. Să-mi anulează permisiunea de a-mi da palme. În felul ăsta nu o să rămânem treze. Știi de ce ne ia somnul? Pentru că e două noaptea? Nu, pentru că stăm jos ca niște babalaci. Și ce propui? Să stăm în picioare? Exact! Stăm în picioare și în felul ăsta nu ne mai vine somnul, că ne pierdem echilibrul. N-ai voie să te sprijin de zid. Dacă te sprijin de zid, te cău un pat pe vertical și tot te ia somnul. Rămânem amândouă în picioare, fără să ne sprijinim de nimic și în felul ăsta, sigur, sigur, rămânem treze până la răsărit. Liniște în sufragerie, cred că au adormit cu toții. Tubul meu e la tine? A adormit. Scuze, Viviana, dar și tu ai fi făcut la fel. La ambiția asta. Eu nu mai pot să fac noapte albă. Tocmai tu vrei să renunți? Dar a fost ideea ta să facem cu toții noapte albă. O idee tâmpită. Dar tocmai acum vrei să renunți, când mai avem doar 2 ore până la răsărit. Nu mai rezist nici 5 minute. Gândește-te la faima pe care o să avem în Club 40 dacă reziști. Ce să fac dacă sunt paralizată de somn? Uite,
Mâna dreaptă dorme de la ora 12. Și mie mi-a morțit piciorul stâng acum 10 minute. Și aproape răsăritul. Auzi? Parcă se aude un cocoș care cântă cucurigul. E o alarmă, cineva fură mașină. Oricum am demonstrat că putem sta treze cât vrem. Clar, dacă mă întreabă mâine cineva la școală, eu sunt martoră că tu ai rezistat până la răsărit. Și eu sunt martoră că tu ai rezistat până la răsărit. Mai avem doar o problemă. Dacă ne mânjesc cu pastă de dinți, nu ne-ar mai crede nimeni că am rezistat până la răsărit. Fii atentă cum facem. Întâi se culcă una din noi, iar cealaltă rămâne de pază. Am înțeles, apoi facem schimb. Exact, dormim cu rândul și în felul ăsta ne apărăm una pe alta de pictori. Deci ne-am înțeles, hai, somn ușor. Somn ușor. Ce bine că una din noi stă acum cu ochii deschiși. Da, și eu sunt liniștită știind că una din noi a rămas de pază. Vă mulțumesc că a dormit așa ușor. Mi-e mai ușor să vă pictez așa. Dorm atât de liniștite, de parcă cineva ar sta de pază. Nu vreau să fiu vampir. Ți-am să-ți fac o cruce pe frunte cu pastă de dinți, ca să te protejezi de vampiri. Nu-mi vine să cred că am adormit. Bine că ai fost tu aici să mă păzești. Haide să trecem la treabă. Nu-mi vine să cred. Iar ne-a luat-o cineva înainte. Pictorul. N-am reușit să facem să mânjim pe nimeni în noaptea asta. Eu am reușit să mânjesc pe cineva. L-ai lucrat bine? Nu-ți vine să crezi ce bine. Trădătorule! Nu fi supărată. Privește partea bună a lucrurilor. E dimineață. Mai sunt 10 secunde până la ora 6. Hai să numărăm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, chiar am adormit prima? A fost prima mea victimă. Ești un adevărat maestru, Mihai. Dar toată lumea se întreabă, cum ai reușit? M-am mânjit singur în baie și m-a prefăcut că dorm. Mihaela m-a găsit dormind și a crezut că sunt prima victimă a pictorului. Nimeni n-a crezut că sunt chiar eu pictorul. Mulțumesc pentru poreclă. Apoi a urmat prima mea victimă cu adevărat. Chiar tu, Noemi. Ce să fac dacă sunt somnambulă? M-a văzut toată lumea umblând în somn și n-am avut cum să mai scap. David a scăpat de sub ob câteva secunde, suficiente ca eu să acționez. Iar când a intrat în dormitor, opera Noemi era deja mânjită. Se făcuse deja târziu, iar voi ați început să adormiți cu toții. Aveam o singură problemă. David stătea vigilent. A urmat cele două adormite în picioare, sprijinite una de alta.
Apoi în sufragerie Mihaela și Ana, care dormeau crezând fiecare că cealaltă stă de pază, iar la final cei doi bântuiți de zombi, vampiri și tarantule. M-am strecurat înapoi în pat așteptând dimineața. Nu credeam că David va mai rezista până în zori, dar a făcut o mare greșeală. Nu zi, hop până n-ai sărit. Sau cum zice al proverb, s-a necat chiar la mare. Hai să mergem acasă. Ești mare, Mihai. Dar totuși, cum ai reușit să reziști treaga, tati? Nu ți-a fost greu. Hei, Mihai. Mihai a dormit cu capul pe bancă. Răzbunare. Răzbunare.